Terapia florală Bach folosește 38 de remedii preparate din flori ce acționează asupra stărilor emoționale. Sunt folosite flori sălbatice cu un înalt grad de puritate. Se adresează asupra corpului psihoemoțional al persoanelor, echilibrându-l și armonizându-l. Depresia, anxietatea, fricile, fobiile, atacurile de panică, insomnia, crizele adolescenților, perioadele pre- și postoperatorii, toate evenimentele care implică un impact psihoemoțional puternic, nunți, botezuri, tezele, examenele, sunt evenimente în care terapia florală Bach își găsește eficiența. Remediile florale Bach se adresează corpului psihoemoțional al persoanelor. Scopul ședințelor este acela de a identifica și de a conștientiza emoțiile persoanelor, iar rolul terapeutului este acela de a ghida persoana în conștientizarea și identificarea acestor emoții. Terapia florală Bach este centrată pe 7 grupe de emoții: frică, depresie, dependență, pe grupe mari cu subgrupe de remedii. Noi funcționăm pe bază de frecvență de vibrație. Absolut tot ce există în organismul nostru fizic, în corpul nostru mental la nivel de gânduri, în corpul nostru emoțional la nivel de emoții, au diferite tipuri de frecvență de vibrație. De la frecvențe foarte joase, germeni, fungi, virus, bacterii, exemplu în emoțional, frică, teamă, ură, neîncredere, în mental, gânduri agresive, gânduri de ură, gânduri de răzbunare, da? Toate acestea înseamnă frecvențe de vibrații joase. Până la frecvențe de vibrații înalte, care normal că înseamnă stare de bucurie, entuziasm, empatie, compasiune și care din corpul mental și emoțional se reflectă în corpul fizic. Sigur că dacă tu gândești frumos, trăiești frumos, acționezi frumos, tot ce atingi în jurul tău transformi în frumos, același lucru vei experimenta și la nivel fizic. Te vei simți bine, te vei simți tonic, te vei simți vital, te vei simți energic.